An de an, în săptămâna mare, copiii de la Casa Policino se pregătesc pentru venirea iepurașului și vopsesc ouă pentru Paști. Așa au făcut și de această dată, iar ca ajutor de nădejde l-au avut pe primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții. Încântați nevoie mare, micuții au vopsit zeci de ouă. Eu vreau să le pictați cu vopsesc ouă. Și ce ai vrut să desenezi tu acolo pe ouă? Da, să desenez ceva. Ești fericit astăzi? Da. Ce vrea să-ți aducă iepurașul că tot vine Paștele? Eu aș vrea să-mi aducă o mașinuță. Spune-mi ce faci astăzi aici? Noi astăzi vopsim ouă. Și prezența primarului te bucură? Da. Ce ai desenat pe oul tău astăzi? Am desenat un iepure și o să scriu Paște fericit. Ce vrea să-ți aducă iepurașul acum de Paște? Nu știu, dulciuri. A devenit deja o tradiție ca edilul Petroșaniului să participe la această activitate a copiilor de la Policino. E o activitate foarte plăcută și simbolică, dacă vreți. În fiecare an sunt invitat de către cei de la Policino să vin și să particip la această activitate de vopsit ouă și sigur că e o mare bucurie, în primul rând, pentru cei mici și pentru părinții lor și cred că astfel de evenimente sunt bine de făcut cât mai des, pentru că pentru ei e o motivație în plus și o satisfacție că pot să facă ceva util. Vineri, copiii de la Casa Policino vor face pască, dar și alte mâncăruri tradiționale.